Poliția și medicii echipați anticovid au ajuns în câteva clipe la blocul P4 pe strada Adam Clisi. Primul ajutor a fost acordat chiar lângă scara blocului, în locul unde căzuse femeia de 30 de ani. Au intervenit două echipaje SMURD, unul de prim răspuns și un echipaj terapie intensivă mobilă SMURD-C. Femeia a fost transportată la spitalul de urgență, unde medicii vor decide dacă e nevoie de o intervenție chirurgicală sau nu. Poliția a deschis o anchetă ca să elucideze dacă a fost un accident sau un caz de suicid.